Limuzina supremă, 5 milioane de dolari pentru fabricarea ei. Aston Martin DB5, vândut la o licitație cu 2,9 milioane de dolari. Maserati a prezentat noua generație de Gran Turismo, Alpine A110R Fernando Alonso, ediție limitată, 32 de bucăți. Tragedia de pe defileul Jiului nu putea fi evitată. A fost vorba de ghinion. Cauciucuri de iarnă 2022, mai scumpe cu 20%. Rabla 2022. Calero Vampera devine noul campion mondial la raliuri. Porsche 911 vechi de 30 de ani, transformat într-o mașină electrică cu 500 de cai putere. Sfârșitul lui Audi R8, marcat cu o versiune specială. V10 GT RWD. Salutare, dragi iubitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Dacă este vineri, astăzi prezentăm noutățile din lumea auto. Aceasta este limuzina supremă. Costă 5 milioane de dolari, are un fuselaj de avion și un motor V8. 40.000 de ore de muncă pentru fabricarea ei. Are 13 metri lungime, 3,5 metri înălțime și 2 metri lățime. Cântărește 6 tone. La fuselaj au fost adăugate difuzoare audio imense în loc de motoare, care pot fi auzite de la 5 km distanță. Și da, ele pot fi folosite pentru petreceri în aer liber. Sub capotă are un motor de Chevrolet V8 de camion de 8.100 de centimetri cubi și 400 de cai putere. Aston Martin DB5, vândut cu 2,9 milioane de dolari la o licitație. Mașina este un stand car, adică o mașină de cascadorii. Ea face parte dintr-o serie de 8 vehicule construite de Aston Martin pentru filmul No Time to Die, cea mai nouă peliculă cu James Bond. În cadrul aceleiași licitații au fost vândute și Aston Martin V8 din 1981 și Aston Martin DBS Superlegera 007 Edition. Totalul obținut de cele trei mașini s-a ridicat la 3,5 milioane de lire sterline, iar banii vor fi donați în scopuri caritabile. Maserati prezintă noua generație de Gran Turismo. Acestea sunt primele imagini cu noul model lansat de cei de la Maserati. Modelul este disponibil în trei variante, două versiuni pe benzină, Modena și Trofeo, și una 100% electrică. Maserati Gran Turismo beneficiază de un motor V6 de 3 litri și o transmisie automată în 8 rapoarte. 490 de cai, 600 de Nm, 0-100, 3,9 secunde. Viteză maximă 300 de km la oră. Varianta Trofeo, 550 de cai, 650 de Nm, 0-100, 3,5 secunde. Viteză maximă 320 de km la oră. Foarte tare. Mă bucură foarte tare că încă se mai fac cupeuri, pentru că o să vedeți că vorbim și despre R8 în materialul de astăzi. Alpine A110R Fernando Alonso, o ediție limitată făcută doar în 32 de bucăți. Alpine a prezentat o ediție limitată a lui A110R, realizată în colaborare cu Fernando Alonso, pilotul oficial de Formula 1 al echipei. Ca o paranteză, este și dublu campion mondial în acest campionat. Nuanța Racing Matte Blue pentru caroserie, similară cu cea folosită pe monopostul A522 de Formula 1. Suspensia este rigidă, iar garda la sol a fost coborâtă cu 10 mm. Cele 32 de exemplare a seriei limitate vor avea fiecare pe consola centrală plăcuțe unice pe care vor fi inscripționate circuitele și anii în care Fernando Alonso a obținut cele 32 de victorii din carieră. Ce tare e asta! 32 de bucăți, 32 de victorii, fiecare bucată o să primească una dintre victoriile lui Alonso. Nu știu dacă ați auzit despre tragedia de pe defileul Jiului, în care o mașină efectiv a fost zdrobită de un bolovan de pe versant, iar Alin Șerbănescu a declarat așa: a fost o situație declanșată de voința naturii. N-ai cum să elimini 100% astfel de riscuri în zonele montane. E ghinion, cu alte cuvinte. Autoritățile susțin cu tărie că nu s-ar putut face nimic pentru asta. Nu putem acoperi tot muntele. În general, te duci până unde nu mai e pericol. Mai pe scurt, să ne înțelegem, dacă te deplasezi într-o zonă muntoasă, conform declarației, e pe riscul tău să pice bolovan și să mori. Deci mi se face pe ea de găină, direct. Este strigător la cer, n-ai cum să declare așa ceva. Cauciucurile de iarnă 2022 cu 20% mai scumpe. Ca o paranteză, în perioada următoare o să avem un clip dedicat acestui subiect, ce sunt sigur că o să-ți placă. Se dau amenzi uriașe șoferilor care nu le schimbă la timp
E important să știi că pentru a fi legal ai nevoie de anvelope M+S pe mașină. Asta înseamnă anvelope all season sau anvelope de iarnă. Recomandarea mea este foarte simplă. Dacă stai într-o zonă cu climă temperată, poți să-ți iei all season. Dacă stai la munte, unde ai multă zăpadă pe drumurile publice, ai nevoie de anvelope de iarnă. Dar, repet, o să urmeze un clip dedicat acestui subiect. Cei care circulă cu anvelope necorespunzătoare pe timp de iarnă riscă amenzi de până la 2200 de lei și, în cazul unui accident, nu sunt despăgubiți. Important asta! Rabla 2022. Programul se adresează șoferilor care își doresc să caseze mașini mai vechi de 15 ani, dar nu neapărat la achiziția unei mașini noi. Voucherul acordat în valoare de 3000 de lei, fondul pentru mediu suportă 80% din buget, iar autoritatea publică locală 20% din restul. Bugetul este de 50 de milioane de lei. Sunt ceva bănuți? Programul se va desfășura prin autoritățile publice locale. Important, programul va fi în premieră lansat la jumătatea lunii octombrie. Cale Rovanpera devine cel mai tânăr campion mondial din istoria VRC. După dominația celor doi, Sebastian Ogier și Loeb, da, avem un tânăr campion, sincer să fiu, eu l-am văzut de la prima etapă, am zis, ăsta o să iasă campion, e prea tare copilul. Pilotul finlandez al echipei Toyota VRC a cucerit primul său titlu mondial odată cu victoria obținută în raliul Noii Zeelande, în weekendul în care, de altfel, a împlinit 22 de ani. Cu alte cuvinte, este cel mai tânăr campion mondial la 22 de ani și o zi. Ultimul pilot din Finlanda care a obținut titlul a fost Markus Grönholm în 2002. Porsche 911 vechi de 30 de ani transformat într-o mașină electrică de 500 de cai. În locul tradiționalului motor cu 6 cilindri boxer, au montat un motor cu 500 de cai putere electric. Efectiv, distrugi o bijuterie de mașină care aia așa trebuie să arate, frate, trebuie să fie pusă într-un muzeu, n-ai cum să o faci electrică, dă un spanac. Acesta este alimentat cu o baterie de 62 de kW, iar modelul electric promite o autonomie de 322 de km. Sfârșitul lui Audi R8 este marcat de versiunea specială V10 GT. Cel mai spectaculos model din gama Audi își va lua rămas bun în curând de la fanii săi, dar nu înainte de a fi marcat în stil cu versiunea V10 GT RVD, ce va fi fabricată doar în 333 de unități. Motivul pentru care, teoretic, elimină motoarele astea, clar se duce înspre eforturile privind electrificarea gamei. Din punct de vedere a performanțelor, ultima generație a motorului V10 FSI produce 620 de cai putere și 565 de Nm. Accelerează de la 0 la 100 în 3,4 secunde, în timp ce viteza maximă este de 320 de km/h. Ultima știre a zilei este despre Civic Type R. Aniversează 25 de ani de existență și contribuie la o lungă tradiție de mașini performante, spiritul de curse Honda fiind prezent în toate modelele Type R. Mașina beneficiază de aceeași motor de 2 litri, o să fie disponibilă în România din vara anului 2023 și, important, începând de astăzi, poți să o vezi la Romexpo București, deci dacă ești pasionat al brandului, poți să mergi să o vezi în premieră. Important, dacă îți place această serie, lovește cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcție corectă. Toate produsele Vrum Vrum Vlog le ai în descriere, începând cu reducere 20% la orice raport car vertical, transformă-te în 6 luni și școala de șoferi online dacă înveți pentru școala de șoferi și vrei să învățăm împreună. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, acestea au fost știrile din această săptămână din lumea auto. Nu ezita să-mi trimiți știri dacă ai văzut ceva interesant pentru săptămâna viitoare pe pagina noastră de Instagram, suntem non-stop online acolo. Și până la următorul material, eu am fost Mihai, în spatele camerei este Sev, acasă este Patrick, ne ajută să edităm și până la următorul material nu uitați, iubiți-vă mult și rămâneți la curent cu noutățile din lumea auto. Mașinile! Pa, pa!